Extinderea cimitirului din Zalău a fost declarată lucrare de utilitate publică de către Consiliul Județean. Toți consilierii județeni au votat pentru declararea extinderii cimitirului din Zalău ca lucrare de utilitate publică. Au existat totuși discuții asupra proiectului. Comisiile de specialitate am întrebat, așa, măcar ca și informație, care ar fi suprafața care o are primăria municipiului Zalău în vederea exproprierii. 15.192 metri pătrați. Mulțumesc. Vă rog. Deci vreau să fac referire la faptul că în proiectul de hotărâre se spune Consiliul Județean întrunit în ședință extraordinară, să se corecteze cu ședință ordinară. Da, este o eroare materială care... Bun, e ok, cred că... M-am gândit, da. Ca să nu apară sub forma asta. Și urmă tot același lucru am să îl discut ca și colegul. Deci declarăm, sau cel puțin proiectul de hotărâre apare declararea ca utilitate publică de interes local extinderea cimitirului. Ok, în regulă, dar ar trebui să se știe într-adevăr și ar trebui să apară în material suprafața care se propune spre extindere. Fiindcă altfel se poate ajunge, hai să nu... Dacă îmi permiteți, aici aș face o clarificare. Hotărârea de Consiliul Județean, care declară utilitatea publică a unui port fără indicări de interes local, trebuie să urmeze modelul prevăzut de anexa 3 din hotărârea de guvern privind regulamentul exproprierii. Și acolo nu apar astfel de suprafețe. Suprafețele sunt apanajul celor care expropriază. Aici este la polând. Putem merge până la urmă să expropriem oricât? Nu, se declară utilitatea publică a unei lucrări. De acolo încolo expropriatorul, adică municipiul Zalău, va aproba actele cu... Așa s-a aprobat. Deci așa e modelul, în anexa 3 la hotărârea de guvern. Păi, tocmai de aceea am întrebat de suprafață. Epuizam ședința de Consiliul Județean și nu știam care este suprafața expropriei, ca și informare. Ca și informare. Da. Deci am avut suprafață maximă de 8. Deci rolul nostru este acela de a aproba utilitatea publică care este apanajul Consiliului Județean pentru lucrările de importanță locală. Celelalte care țin de elemente tehnice, de capete, de valoare, aparțin... Extrapolând, așa, la spus de o suprafață, dar așa poate se alungă să expropie de, nu știu, 50 de hectare ca să facă extindere de cimitir. Este în preambulul proiectului noastre, este hotărârea Consiliului Local numărul 286 din 2017, cu suprafață, cu limite, cu... N-am văzut o anexă de aceea. Este publicat pe site-ul Consiliului Local, probabil că e trimis fie aici la noi, da. Bun, dar nu, cred că nu era eronat dacă nu.